câștigat competiția. Un fault, o intrare periculoasă mai degrabă a lui Chiricheș. Trebuie să evităm să dăm faulturi în preajma careului nostru. Ungaria are o medie de înălțime impresionantă. Bate Hainal. Probleme pentru echipa noastră și este gol! Gol marcat de Ungaria! Incredibil! Vilmos Vanțac ne penalizează la această fază fixă. Ce greșeală! Ce greșeală în defensivă! Fundașul dreapta, Vilmos Vanțac, înscrie după acea fază fixă. Este în continuare marea problemă a formației noastre. Iată-l plecat singur acolo, fără marcaj. Mingea îl depășește pe Goian și Vanța trimite fără probleme din 5 metri în poartă. Nu se putea un start de meci mai rău pentru formația noastră. Nici Tătărușanu n-a ieșit, nici Goian n-a putut să lovească această minge. Fundașul dreapta, Vanțac, strecurat acolo, reușește să înscrie. Este al treilea gol pentru echipa națională, pentru fotbalistul lui Sion. Să vedem replica lor noștri. Iată-l pe Pintilii greșind pasa către Bogdan Stancu. Este 1-0 și situația noastră este din ce în ce mai grea. Nu se ridică Fanionul, grozav, întoarce pentru Mutu, Mutu, Adi Mutu și este fault, este fault și este penalti. Penalti pentru România în acest minut 67. Adi Mutu obține o lovitură de la 11 metri după o minge inteligent scoasă în spate de Gicu Grozav. E momentul pe care l-așteptam. Gicu Grozav, excelent, scoate acolo și vine intervenția neregulamentară a lui Corcmar. E penalti, am vrut să văd unde este contactul imediat după linia de 16 metri. Cred că și aici a fost fault, a lăsat jocul să continue și este penalti fără discuție. Piciorul stâng al lui Corcmar este în suprafață de pedeapsă. Adi Mutu în fața golului egalizator în această seară. Adi Mutu în fața lui Chirai. Adi Mutu se apropie de minge. Gol! Adi Mutu înscrie pentru Naționala României și restabilește egalitatea în minutul 68. Adi Mutu îl egalează pe Gică Hagi în clasamentul golgheterilor all-time din istoria naționalei. Aveam nevoie de un asemenea moment, aveam nevoie de o prestație de așa natură a lui Mutu pentru a desface această apărare și pentru a deschide din nou porțile calificării la mondiale. Să recunoaștem, ușa era închisă și cu cheia jumătate toarsă în broască la scorul de 1-0 pentru Ungaria. Mai avem timp să câștigăm acest meci în minutul 69 și va fi o nouă modificare pe care o pregătește Victor Pițurcă. Raul Rusescu la marginea terenului va intra. Minutul 70, parcă ne-a mai venit inima la loc. Se vedea foarte neclar barajul la acel scor pentru Ungaria. Hainal trimite, iese Tătărușanu și respinge de pe linia careului de 6 metri. Coman întoarce mingea în careul nostru. Salai este lăsat să preia, se cere penalti și se acordă penalti. Incredibil, incredibil așa ceva, incredibilă imprudență a lui Goian. Și tot un fundaș... Corcmar a fost cel care... Și tot un fundaș ne face probleme în această seară. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Coman reîntoarce mingea în careu. Se preia acolo. Corcmar cade. Ia să vedem. L-a ținut de mână și apoi a căzut. Simulare. Este simulare. A fost un contact, dar mai devreme. Este simulare. Să-i ținem pumnii. Și foarte mic. Să-i ținem pumnii lui Tătărușanu. Este gol marcat de Giugiac. Incredibilă eroare pe care o comite arbitrul Stark. Incredibilă eroare pe care o comite echipa noastră, care n-avea voie să fie surprinsă de omul care a făcut penaltiul pentru Ungaria. Corcmar reușește să obțină penalti și pentru Ungaria, iar scorul este 2-1.
A intrat Rusescu, a ieșit Gicu Grozav. E 2-1 pentru Ungaria. În câteva minute s-au întâmplat destul de multe. Două penaltiuri. Al doilea cam de cascadorii râsului. Radu Ștefan. Rusescu la primul contact cu mingea. Rusescu abia la a doua selecție. Se expune acolo Pintilii, iar acum Goian în duel cu Salai. Goian atinge această minge și o trimite în spate pentru siguranță lui Tătărușanu. Chiricheș, trebuie să fie atent, Chiricheș. Chirai, probabil 3 minute de prelungire. Ceanu, Mutu, o minge în față, trei jucători maghiari acolo, probleme pentru noi, gol! Nu, nu, este, bă, da, este gol marcat de Kipciu, incredibil, am avut impresia că asistentul a intervenit, iată Kipciu, dă lovitura, incredibil! Incredibil, avem noroc, am spus că norocul selecționerului se duce, iată, Kipciu vine cu asul și înscrie un gol uriaș, un gol care probabil înseamnă enorm în ecuația acestei grupe. Excelent, apare acolo Kipciu și reușește să trimită în poartă încă o dată faza. A fost o minge către Rusescu, cel care... A pornit acțiunea în partea dreaptă, a venit Maxim care s-a bătut cu trei adversari, mingea a ricoșat la Kipciu de la fundașul Mezaroș și golul care ne aduce în situația de a egala Ungaria în prelungiri, minutul 90 plus 2. Al doilea gol al lui Alex Kipciu, trebuie să fim atenți pe această replică a Ungariei.